Eu trebuie să duc prin construcții. Doar vreau să-l tratați și după aia plec. Deci n-am nicio treabă. Nu intră nimeni fără permis și fără asta. Măcar dacă mi-a dat un buletin, ceva. Refuzul agentului l-a înfuriat însă pe Mihai Lupu, care aștepta în mașină pe scaunul din dreapta, așa că lucrurile au degenerat. Rădulescu Andrei. Apoi politicianul pune mâna pe telefon și îl sună, potrivit spuselor lui, pe primarul Vergil Chițac. Vă rog frumos, nu pot să vorbesc la telefonul dumneavoastră, luați mâna după mine. Luați mâna după mine. Vorbești în primarul tău, mă. Luați mâna după mine, vă anunț că sunteți în... Lasă-mă, bă, vorbești în primarul tău, ia telefonul, bă, i***. De ce? Bă, că ne p***, fii sus, faci... Vă rog frumos să vă purtați civilizat. După apariția acestor imagini în spațiul public, președintele Consiliului Județean Constanța și-a cerut scuze public și a anunțat că este șantajat de un jurnalist constanțean. De unde aveți imaginea asta, dumneavoastră, domnul Hacu? Cu ce l-am șantajat eu pe domnul președinte? El spune că din cauza că mi-a tăiat contractul de la Delfinariu. Eu am avut contract cu Delfinariu din Constanța încă din 2015 pentru promovarea Delfinariului, nimic altceva. Sunt niște acuzații nefondate. Îmi cer scuze pentru ieșirea mea nervoasă și pentru cuvintele adresate. Neavând permisul la mine, am prezentat legitimația. De președinte Consiliului Județean, am prezentat buletinul pe Staun Peninsulă și, datorită atitudinii agentului de poliție locală, care mi-a luat legitimația și mi-a aruncat-o, am răbufnit ca orice om. Și primarul Vergil Chițac a venit cu o reacție în acest caz. Menționez că la momentul acela regulamentul prevedea o restricție de acces în zona peninsulară. Faptul că se aplică legea indiferent de situație este vizibil și reprezintă o schimbare fundamentală față de administrațiile precedente. Agentul nu a depus plângere și nu a fost sancționat în vreun fel după acest incident, dar în urmă cu 4 luni a demisionat din poliția locală.